ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. Vă invit la horoscopul pentru luna august 15-30. August, voi începe întotdeauna zodiile în ordine și voi începe cu berbecul. De asemenea, la berbec aș dori să vă alegeți între cele trei pietre de aici, piatra verde, piatra citrin galbenă și piatra quartz roz clar, da? Să vă alegeți dumneavoastră între cele trei pietre pentru a avea o acuratețe, eu știu, la această etalare, având în vedere că este o etalare generală. Haideți să vedem pentru berbec ceea ce se întâmplă și ceea ce trebuie dumneavoastră să știți pentru finalul lunii august. 15-30 august, berbec. Ce vă așteaptă pe dumneavoastră, dragii mei berbeci, în această lună, august, la sfârșitul acestei luni? Văd câțiva dintre dumneavoastră că v-ați confruntat parcă și încă aveți un pic de confruntare în ceea ce privește situația dumneavoastră financiară, în ceea ce privește jobul dumneavoastră. Așteptați poate o decizie de a face ceva nou, de a deschide fie un business sau un post nou sau să plecați pentru o schimbare de serviciu, însă cel mai mult văd legat de partea financiară că ați dori să vă faceți calcule din punct de vedere financiar pentru a nu mai cheltui la fel de mult cât ați, eu știu, mai mult decât dumneavoastră ați câștiga, pentru că văd că dumneavoastră câștigați destul, o sumă destul de importantă de bani sau aveți un serviciu destul de stabil care vă aduce această sumă de bani. Manifestați această dorință de a fi, eu știu, mult mai independenți și parcă vă doriți și mai mult decât ceea ce ați avut până acum. Dacă dumneavoastră sunteți femeie și vă uitați la acest videoclip, s-ar putea ca relația dumneavoastră cu persoana pe care o iubiți, dacă aveți deja o relație de foarte mult timp, ca această persoană să vă ceară în căsătorie spre sfârșitul lunii august, să întemeiați o familie, sau dumneavoastră doriți întemeierea unei familii cu o persoană brunețică, cu tenul mai închis la culoare măsliniu, sau care are ochii verzi, sau poate fi de asemenea în zodia Capricorn, Fecioară sau Taur. Foarte mult văd Capricorn ca și zodie, da? Eu citesc energia cărților, bineînțeles că nu se poate potrivi tuturor, da? Însă doriți foarte mult și sunteți de mult timp cu această persoană. Dacă sunteți în berbec și sunteți singuri și vă gândiți la partea sentimentală, s-ar putea ca o persoană brunețică să intre în viața dumneavoastră sau să cunoașteți la serviciu sau prin intermediul jobului această persoană, da? Este ca un patron sau șeful dumneavoastră. Este o chestiune de timp până când întâlniți această persoană, o chestiune de destin, iar lucrurile pentru dumneavoastră vor fi cât mai clare, cât mai, eu știu, veți tăia un rău din rădăcină pe care dumneavoastră nu mai doriți să aveți de-a face cu aceste persoane. În ceea ce privește acum cele trei pietre, deci v-am lăsat să alegeți între piatra verde, citrin, piatra galbenă și piatra roz. V-aș ruga, așa cum v-am spus, să vă alegeți o singură piatră pentru ca acuratețea citirii să fie
mult mai importantă pentru dumneavoastră și să vorbim și să accentuăm partea sentimentală. Da? Haideți să începem cu cei care au ales piatra verde în ceea ce privește relația sentimentală. Da? Ce se întâmplă în viața dumneavoastră sentimentală, dragii mei berbeci, în luna august, la sfârșitul acestei luni? 15-30 august, ceea ce berbecii trebuie să cunoască important pentru pentru acest sfârșit de lună. Da? Aici, pentru câțiva, văd, deci cei care ați ales piatra verde, da? Văd o problematică legată de o situație, eu știu, de căsătorie. Fie dumneavoastră vreți să vă căsătoriți cu persoana respectivă și aceasta nu vrea. Văd că ați căutat și în trecut să discutați despre această posibilitate de a încheia relația și a o transforma într-un puternic angajament, însă persoana pe care dumneavoastră o îndrăgiți nu este pregătită, nu văd că ar fi pregătită în acest moment. Până la urmă, să știți că această persoană, după lungi discuții, văd că s-ar decide să fie cu dumneavoastră și, așa cum v-am precizat ulterior, s-ar putea ca această relație să se transforme într-o frumoasă căsătorie sau să fie oficială această relație. Însă aici trebuie să mai aveți grijă despre... mie vorbește de respectul de sine, da? Trebuie să ieșiți din starea aceasta de plictiseală, pentru că simt aici o stare de plictiseală intensă în ceea ce vă privește. Parcă dumneavoastră sunteți, nu stresați, dar aveți o tristețe care vă macină mintea și vă produce tot felul de întrebări, însă aș vrea să vă spun că răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește nelămurirea pe plan sentimental este da. Deci dacă v-ați gândit, voi rămâne cu persoana respectivă sau ce se va întâmpla, răspunsul este da. Deci nu văd deocamdată nu văd un pericol în ceea ce privește viața dumneavoastră sentimentală. Da? Trebuie să vorbiți sincer despre sentimente, ceea ce dumneavoastră vă doriți, să fiți sincer, sinceră cu dumneavoastră pentru a putea continua. Da? Haideți să vedem cei care au ales piatra roz. Da? Deci pentru cei care au ales această piatră roz, ce putem afla privind viața dumneavoastră sentimentală? Berbec, 15-30 august, arătați-mi ceea ce este important ca aceștia să știe pe plan sentimental. S-ar putea ca relația în care dumneavoastră sunteți, cei care ați ales această piatră, să implice o relație de căsătorie. Da? Fie că dumneavoastră sunteți căsătorit sau căsătorită, fie persoana respectivă, însă evident este în legătură cu religia sau cu o situație de căsătorie. S-ar putea să aveți, eu știu, chiar și religii diferite sau, așa cum a spus, una dintre persoane să fie căsătorită. Trebuie să discutați cu persoana respectivă pentru a elimina acești factori religioși care influențează și determină parcursul dumneavoastră atât spiritual cât și sentimental cu persoana pe care dumneavoastră o aveți în minte. Dacă sunteți singuri cei care ați ales această a doua variantă, s-ar putea ca să întâlniți pe cineva care este căsătorit
sau căsătorită și să fie problemă în acest moment, acest lucru, da? Sau dumneavoastră sunteți căsătoriți sau căsătorită și să întâlniți pe cineva, iar această căsătorie să fie, eu știu, să fie un în calea fericirii dumneavoastră. Însă important este că trebuie să înțelegeți sinceritatea rezolvă foarte multe. Vă este teamă aici, aveți teamă de ceea ce puteți găsi dincolo de cortină, vă temeți de noțiunea de căsătorie, de noțiunea de religie, vă temeți de poate de spiritualitate, vă este frică să discutați sincer ceea ce dumneavoastră aveți în cap cu persoana respectivă sau vă este frică să discutați și să-i cereți, dacă sunteți singuri, lui Dumnezeu, eu știu, persoana pe care dumneavoastră o vreți să vină în viața dumneavoastră. Deci lăsați această frică și acest blocaj parcă pe care dumneavoastră l-aveți încă din iarnă să se risipească, da? Deci prin credință și răbdare, această frică, această temere va fi risipită. Haideți acum să vedem pentru cei care au ales cea de-a treia piatră, dragii mei berbeci, citrinul, da? Haideți să vedem ce elemente importante trebuie dumneavoastră să cunoașteți. Cineva mi-a spus că am făcut un videoclip pe Zodi și mi-a zis că ar fi fost bine să pun imaginile la fiecare zodie. Îmi pare rău, deci chiar nu am timp. Eu aceste etalări le fac în timpul meu. Lucrez foarte mult acum, am reluat serviciu, am fost în vacanță, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți că nu am timpul necesar. Dacă dumneavoastră nu puteți să derulați pentru că nici dumneavoastră nu aveți timp, la mine nu se poate ocupa, din păcate, nimeni să-mi monteze videoclipurile. Eu cum le filmez, cum le pun pe YouTube pentru ca dumneavoastră să beneficiați de acestea. Deci îmi pare rău, dar chiar nu pot să fac asta. Aici eu văd o persoană care a intrat nouă în viața dumneavoastră, poate de mult timp, poate de puțin timp, dumneavoastră știți și depinde de situația fiecăruia. Această persoană v-a adus sentimente extrem de importante, v-a trezit inima care era amorțită, ați reluat optimismul de care dumneavoastră ați dat dovadă cândva în ceea ce privește deschiderea către o altă persoană. Însă există o problemă, poate la dumneavoastră, poate în energia celeilalte persoane, există altcineva, da? Există o altă persoană, iar importanța de a se elibera de această energie este crucială pentru ca relația între dumneavoastră și respectiva persoană să meargă foarte bine. Deci dacă în energia dumneavoastră este o a treia persoană, trebuie să vă eliberați de acesta, să vă purificați această energie de care aveți nevoie pentru a merge mai departe, sau dacă persoana respectivă are pe altcineva, trebuie să se elibereze de această persoană care este încă în energie. Iar dumneavoastră trebuie să fiți optimiști, să nu uitați, să rămâneți optimiști și să credeți că această persoană care v-a intrat în viață și v-a schimbat cu totul, eu știu, a trezit în dumneavoastră această natură romantică pe care, după care inima dumneavoastră tângea, este diferită de ceea ce dumneavoastră
v-ați dorit în viață, de ceea ce v-ați așteptat. Deci nu este tipul dumneavoastră normal de persoană, da? Deci, de exemplu, să spun, dumneavoastră vă place, eu și o persoană brunețică și în viața voastră a intrat o persoană roșcată, etc. Deci nu este tipul dumneavoastră de persoană de care sunteți atrași. Vor exista compromisuri aici care se vor face în această relație, deoarece este nevoie de înțelegere pentru a merge mai departe. Este nevoie să treceți peste negura care v-a cuprins sufletul și să înțelegeți că putem lăsa de la noi uneori când mintea ne transmite semnale de pericol, putem să ne lăsăm pe mâna destinului pentru a vedea unde acesta ne poate conduce și ce căi ne arată, ce lecții avem de învățat în această privință. Nopțile dumneavoastră nedormite și frica pe care o aveți va fi risipită, da? Începând cu această dată de 15 august până la sfârșitul lunii. Cam atât am văzut pentru voi, dragii mei berbeci. Sper că această etalare să vă fi plăcut și să fi găsit elemente interesante. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări și vă aștept cu drag la noi videoclipuri la fel de interesante. La revedere!